noapte bună, fetele! Noapte bună, băieți! Ah! Eu nu mă bălesc nimic cold. Ce bine! Doar știți că doamna Zoia... Ce doamna Zoia, doamna Zoia? Vă spun eu că îmblă cineva în căsuță, face gălăgie! Am auzit eu cu urechile mele! Fetelor! Ce doamna Zoia? Noi deja am adormit! Duceți-vă în căsuță și culcați, vedeți ce liniște aici! Poate domnul director vine să vă viziteze! Poate și domnul director, dar eu nu risc să mă duc înapoi. Eu o să dorm aici cu voi. Cu noi? Unde cu noi, că n-aveți unde? Uitați-vă că noi suntem trei aici pe pat și patru etaj mai de mic. Da, nu încăpiți, doamna Zoia. Nu sunt încăpiți. Da, într-adevăr, e cam strânt. Atunci mă duc la fete. Păi, doamna Zoia, cum ați vă ridicați voi aici, că e periculos, nici nu puteți ridica scările! Da, într-adevăr, cum ați să urc eu scările astea? Abine, e foarte periculos! Da, stați și urmă tot! Atunci mă duc la voi! Da, să vă încăpiem noi, băieți! Hai, hai, hai! Cum o stăză ieșea? Unde? Gata, liniște, că eu vreau să mă odihnesc! Prima dată dorm cu baba. Și pentru mine asta e o experiență nouă. Voi auziți cum e fără? Da, foarte tare. Trebuie să facem ceva. Poate ia acoperi nasul. Da, și nu o să audă, sigur. Da, hai. E mama să nu se nădușe. Da, da-i pace așa. Hai să ne culcăm. Hai să ne culcăm, că altfel nu o să putem dormi, oricum face gălăgie. Da, da, hai să hotărâm cine doarme lângă ea. Cum cine doarme? Fiecare la locul lui, cum a fost? Locul meu acolo a fost, dar ei e locul meu. Păi eu te înțeleg, dar tu ai fost mai aproape, înseamnă că tu dormi acolo. Altfel nu merge, eu de ce nu mă mișc? Nu mă văd să dorme noaptea asta. Păi, măcar așa. Vezi că dă din mâini. Doamna Zoia, mâine acolo. Ne feriește. Hai, dați-o mai încolo. Dă-te mai încolo, Alex. Eu și dă din mâini. Ca și cum când îl trează. Măcar așa să dormim. Sofia, și de bine. Noi am scăpat, dar băieță, nu. Hai să ne culcăm în liniște. Oh, și de bine. Oh, odihnă. Băieți, băieți, treziți-vă, ceva se aude. Ceva se aude și baba nu-i. Nu-i? Era baba, dar nu-i baba. Poate avea dreptate. Ceva poate într-adevăr cineva umblă și urmărește. Poate. Și poate răpit-o pe babă. Poate.
mănâncă. Da, într-adevăr. Într-adevăr. Și unde se duce ea? Ce face? Hai să-i spunem la fete. Da. Ați văzut cum i-au ieșit afară? Mâncat și s-o dus, da. Și s-o scântând încă. Hai, baby, hai sus. Fetelor, trezirea! Baba s-a dus afară noaptea, cântând. Cântașul ieșea de pe ușă. Da. Eu ales să doarmă cu voi, apădușeți-vă, șcătați-o voi. Suntem echipă, hai toți, hai toți o să... Da. Am crezut că am scăpat. Nu, hai cu baba singură, noaptea e periculos. Da. Hai toți, să găsim. Hai, ne dispălim, ne mâncăm. E mai sprimblu, mai la aer curat, mai băieți. Dați-i pașa! S-a părut, ea singură ceva a făcut și s-a părut că e altcineva. Da, sigur. Și a venit la noi. O protejăm? Nu s-o protejăm, poate ne ducem sus și ne culcăm. O să încăpem toți. Păi da, dar dacă iese, trebuie să avem grijă de ea. Hai să cuiem ușa. Da. Nu cuiem ușa și ne culcăm. Ne culcăm în lege. Da, aici da. Jos e Matie. Da, da, dacă să o să iei pe noi. Da, ai dreptate. Bine, hai. Dacă să râde, eu s-o bucănesc. Băieți, ce tare e fără, trebuie de făcut ceva cu dânsa. Eu nu pot să dorm așa. Hai încă o dată, știu. Și prima dată dormiți cu baba, da? Da. Da, băi, voi să spui prima dată. Ca fetul la video, prima dată cu baba. Băieți, uitați-vă și de tare fără.
Hai să facem și apar cu dânsa. Adică nu pot să dorm așa. Inadmisibil. Da, aici. Da, e încă și fără, e băieț. Da, e vână. Zved chiloasă-i simieșile. Uitați-vă și de tare fără. Uitați-vă și de tare fără. Eu nu pot să dorm cu așa mălăgie. Da. Trebuie să facem ce trebuie. Trebuie să facem ceva cu așa fără. Prima dată dorm cu o babă. Și pentru mine asta e o experiență nouă. Ca aștia doi stari tijole. Vreau să iei de mânuță, sunt tijole și prima babușca și experiență. Elevu. Hai să ne culcăm, ne dăm pace așa, altfel nu mai dormim. Păi da, dar tu ai fost mai aproape și ești culcă. Stai că dă din mâini. Poate? Și poate o răpit-o pe babă. Poate. Era de valoare. Să poate o furat-o. Poate. Trebuie să o salvăm. Nu. Hai.